Garda de Mediu patrulăm această zonă ca să putem veni în preîntâmpinarea unor astfel de incidente. Astfel de imagini au fost surprinse de reprezentanții Cărții de Mediu duminică seara în mai toate localitățile din jurul capitalei. A fost lăsata secului conform calendarului creștin-ortodox și asta i-a făcut pe unii să ardă tot ce mai aveau prin curte. În Sintești, Vidra și Măgurele, cauciucurile au trosnit sub flăcări și au eliberat în atmosferă substanțe considerate de specialiști nu doar toxice, ci și cauzatoare de boli, cum ar fi cancerul. Zeci de echipaje de jandarmi și inspectori ai Gărzii de Mediu aproape că nu mai știau unde să se împartă. Cei prinși asupra faptului au promis că nu vor repeta fapta, nu neapărat că au și înțeles la ce pericole se expun. Ceața de afară din această perioadă înseamnă că gazele toxice rămân mai mult timp la nivelul solului și noi ajungem să respirăm cauciucul ars la propriu. Cei mai mulți bucureșteni se miră câteodată de ce hainele albe puse la uscat ajung să devină negre. Iată cauza: cei care ard mase, plastice și cauciucuri primăvara riscă amenzi usturătoare și pe bună dreptate. Conform specialiștilor, fumul generat eliberează în atmosferă 23 de substanțe chimice periculoase, dintre care 8 sunt cancerigene. Între acestea, oxizii de sulf și azot, monoxidul de carbon, dioxine, furan și benzen. Dioxinele se acumulează în plantele de pe câmpuri, în țesuturile animalelor și pot duce la boli grave. Fumul poate fi împrăștiat în funcție de viteza vântului, chiar și la 160 de km distanță. Așa că un cauciuc ars în Jilava sufocă lejer inclusiv bulgarii din Ruse, cetățenii din Giurgiu sau simpaticii săteni din Fierbinți. O tonă de anvelope arse eliberează în atmosferă 270 de kg de fum negru și 450 de kg de gaze mortale. Arsenic, crom, piren, cadmiu, toate puternic cancerigene și ele nu produc doar cancer la plămâni sau alte boli cronice, cum ar fi astmul, dar pot duce și la tulburări gastrointestinale și hepatice, o travă curată. Rugul de Paște este un obicei care semnifică purificare, însă în secolul în care trăim, el nu înseamnă decât poluare. Pe vremuri, țăranii români ardeau lemne sau resturi de vegetație din grădinile pe care le curățau primăvara. Astăzi însă, plasticele arse sunt de sute de ori mai toxice. Chiar dacă unii dintre români numesc tradiția acest obicei, este bine să știm că el nu are nicio legătură cu creștinismul. Preoții susțin că este nerecomandat și că este mai degrabă de origine păgână. Așa că dacă și dumneavoastră credeți în Dumnezeu, cel mai bine munciți cu drag până la Paște, țineți post și dacă faceți curățenie, depozitați legal și civilizat masele plastice și cauciucurile folosite. Sunt Ana Maria Păcuraru și zilnic dau check-in acolo unde descoperim o problemă. Astfel, autoritățile vor avea o hartă cu puncte în care trebuie să vină cu soluții. Să fiți sănătoși, căci sănătatea este mai bună decât toate!